de apel Chișinău va pronunța astăzi în jurul orei 16:30 decizia privind anularea înregistrării concurentului electoral Patria. În aceste momente, în sala de judecată se află magistrații, reprezentanții formațiunii Patria, inclusiv membrul acesteia Renato Usatăi, dar și reprezentanții CEC-ului. Înainte de a intra în sală, după pauză, Usatăi a declarat pentru presa, care a fost dată afară din sală de magistrați, că a vorbit cu mai mulți ambasadori care i-au spus că este evident că dosarele pornite pe numele lui sunt politice. Usatăi a mai spus că dacă decizia de azi va fi în defavoarea formațiunii, se va adresa la Curtea Supremă de Justiție. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat la o emisiune TV că în cazul propunerii de excludere din campanie pentru alegeri a Partidului Patria s-a respectat legea. Atâta timp cât ni se pun în față materiale legale, noi nu avem decât să procedăm conform legislației în vigoare. Au fost prezentate probe clare că partidul este finanțat din exterior. Noi nu putem neglija așa documente care vin de la Inspectoratul General de Poliție. Eu sunt cetățeanul care are încredere în poliție. Noi am stabilit că sunt probe suficiente și am cerut instanței să le examineze. Dacă aceasta va considera că noi am greșit, atunci welcome back, a concluzionat Ciocan. Președintele PCRM Vladimir Voronin a anunțat că Comisia Electorală Centrală va examina sesizarea comuniștilor privind majorarea pragului electoral pentru PSRM. Pe lista socialiștilor sunt persoane care sunt lideri ai altor partide. Am cerut Comisiei Electorale Centrale să elucideze situația pentru că opinăm că este vorba deja despre un bloc electoral, a declarat Voronin. Astfel, CEC urmează să se expună dacă va elimina din cursa electorală Partidul Socialiștilor sau va majora pragul electoral pentru acesta până la 9 sau 11%. În același timp, președintele socialiștilor Igor Dodon a declarat tot astăzi că PCRM a devenit un satelit al partidelor de la guvernare, iar după situația cu Partidul Patria, aceștia vor să excludă din cursa electorală și socialiștii. Această campanie va intra în istoria Moldovei ca cea mai murdară. Ieri, odată cu Patria, urma să fie exclus și Partidul Socialiștilor pentru chipurile încălcări de finanțare. Vreau să mă adresez către organizațiile internaționale de pe teritoriul Moldovei să oprească fără de legile guvernanților, iar cetățenii să vină masiv la vot și să aleagă Partidul Socialiștilor. Totodată apelez la calmul populației pentru că oligarhii, anume asta, își doresc să ne provoace, să declare stare excepțională și să anuleze alegerile, a mai menționat Igor Dodon. În cadrul vizitei sale de mâine la Chișinău, președintele ales al României, Klaus Iohannis, se va întâlni cu liderul PLDM, Vlad Filat, iar cei doi oficiali vor susține o conferință de presă comună la sediul PLDM la ora 11, după care șeful de stat român va avea o întrevedere și cu președintele Nicolae Timofti. Totodată, Klaus Iohannis va acorda interviuri pentru postul public de televiziune și pentru un post TV privat. Repartizarea buletinelor de vot către cele 35 de consilii electorale de circumscripție din țară a început de astăzi. Ulterior, acestea vor ajunge în fiecare secție de votare. Astfel, buletinele de vot sigilate vor fi transportate de la tipografie și distribuite sub supravegherea polițiștilor. În cele peste 2000 de secții de votare din țară și de peste hotare, urmează să ajungă peste 3,1 milioane de buletine de vot, dintre acestea 2,4 milioane sunt în limba română, iar altele 700.000 în limba rusă. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupo, a fost atacat într-o instanță din Olanda de către oamenii de afaceri Victor și Viorel Țopa. Într-un comunicat oficial, Lupo susține că judecătorii au respins sesizarea acestora, iar el a calificat acțiunile drept o tentativă de denigrare în ajunul scrutinului parlamentar. În cerere, Marian Lupo este acuzat de conturi și active ascunse, fapt negat de ultimul. Zilele acestea la Chicago, statul american Illinois, a fost deschis un consulat onorific al Republicii Moldova. Potrivit diplomației moldovenești, la ceremonia de inaugurare au participat reprezentanții ai corpului consular acreditat, ai oficiului guvernatorului, oameni politici și antreprenori, precum și numeroși membri ai comunităților naționale ale statului Illinois. Consulul onorific al Republicii Moldova în Chicago, Dorel Nasui, un prosper om de afaceri american, a declarat că amplificarea relațiilor economice, culturale și politice dintre Republica Moldova și statul Illinois vor fi prioritare în activitatea sa. Rusia va înființa un comandament arctic de apărare care va avea sediul la o bază navală a Flotei Nordului și va deveni operațional la 1 decembrie. Despre aceasta a anunțat președintele rus Vladimir Putin. Astfel, Rusia va construi cel puțin 13 aerodromuri și 10 stații radar în Arctica pentru a asigura securitatea țării în regiune. Conform Ministerului Apărării rus, până în 2017, noul comandament va include Flota Nordului, două brigăzi de război specifice zonei și unități de apărare aeriană.
Din luna august, de când în orășelul american Ferguson a fost împușcat mortal de către un polițist, tânărul de culoare Michael Brown, oamenii legii au mai împușcat alți 14 adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani. Dintre aceștia, jumătate erau afroamericani. Cel mai mic, Tamir Rice, a fost împușcat pe un teren de joacă când copilul se dădea în scrânciob, având în mână un pistol jucărie. Statele Unite au fost cuprinse de un val amplu de proteste după decizia recentă privind achitarea polițistului care l-a împușcat pe Michael Brown.